Domnul Iisus să vă binecuvinteze și Domnul Iisus să vă lucreze cu mare putere și sănătate. Mulțumesc, Domnul Iisus, pentru toți cei care astăzi și în seara aceasta v-ați hotărât să-L căutăm pe Domnul. Aici este prezent, fie prin cântare, fie prin rugăciune, fie prin cuvântul Evangheliei. Cel care ne-a adunat în locul acesta este Duhul Sfânt. Am intrat în locul acesta în timp ce auzeam rugăciuni. Rugăciunea, să știți, este o modalitate de a sta de vorbă cu Domnul, unde nu poate avea acces diavolul. Diavolul este acela care poate să pune piedici rugăciunii, dar când ești în rugăciune și ești în legătură cu cerul, diavolul nu mai are acces. Și aș dori câteva cuvinte despre rugăciune și Domnul Iisus să ne dea minte înțeleaptă să înțelegem cum trebuie să ne rugăm. Aici spune cuvântul în Luca, capitolul 11, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit, când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Dragii mei, exemplul nostru de rugăciune este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. El întotdeauna avea un loc anumit unde se ruga. Îl vedem sus pe munte, îl vedem în grădina Ghețiman și acum Domnul Iisus Hristos îi învăța și pe ei. Zice, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Haideți să vedem un picuț cum Domnul Iisus ne învață și unde să ne rugăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Matei, capitolul 6, dragii mei, căci Domnul învăța pe ucenici să se roage într-un loc anumit. Spune, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care este vede nascuns, îți va răsplăti. Noi credincioși în Domnul Iisus Hristos, credincioși în Domnul Iisus, noi ne rugăm lui în Duh și în adevăr. Noi credem și credința noastră este cea adevărată, că mulți cred în lucrurile care le văd, dar noi credem într-un Dumnezeu pe care nu-l vedem. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și doresc ca Bunul Dumnezeu să cerceteze inimile noastre să înțelegem un loc deosebit de important pentru rugăciune este odăiță. Atunci ești tu în legătură cu Tata, cu Dumnezeu și poți să te deschizi să-i spun toate, să-i lești toate poverile, să-i spui tot ce ai în inima ta și cel care vede în ascuns îți va răsplăti în ascuns. Dragii mei, un alt loc de rugăciune care de multe ori s-a dărâmat în familiile noastre sunt altarele din familie. Este o cântare, altarele tale, Doamne, sunt dărâmate. Dragii mei, când te adun cu familia, o familie în Domnul Isus are tată, mamă, copii și toți împreună formează o familie în Domnul. Și cel care este capul familiei este Domnul Isus. Când te întâlnești așa cum ne întâlnim noi, încântat, când te întâlnești în rugăciune, în cuvântul Evangheliei, acolo se prezintă Domnul, face o vie cercetare în familia aceea și familia propășește. Mărit să fie Domnul. Un alt exemplu de rugăciune este rugăciunea din biserică. Este rugăciunea care se face în comun în multe biserici. Dar să știți, fiecare în locul acela stă de vorbă cu un stăpân. Știe Domnul ce ai în inima ta, tu te duci cu problemele, cu nevoile, cu dorințele, cu greutățile, cu suferințele și stai de vorbă cu Domnul. Am auzit aici rugăciuni personale. În biserică spune, acum ne rugăm prin fratele cu tată. De multe ori sunt rugăciuni învățate, dragii mei. Noi nu punem
pe cei care se roagă cu rugăciuni învățate. Punem pe cei care se roagă prin Duhul Sfânt pentru toți, ca Domnul Iisus să lucreze cu mare putere, ca Domnul să cerceteze, ca Domnul să mângâie și să binecuvinteze. Noi ne rugăm, dragii mei, și aș dori să învățăm cum să ne rugăm. Că mulți fac rugăciuni și nu știu cum trebuie să se roage. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie însoțiți de Duhul lui Dumnezeu. O rugăciune, și spune cuvântul lui Dumnezeu, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. O rugăciune făcută fierbinte. Ce înseamnă o rugăciune făcută prin Duhul Sfânt? În Tesaloniceni arată cuvântul lui Dumnezeu, nu stingeți Duhul. Deci la rugăciune nu se stinge Duhul. Și vrem prin Duhul să facem rugăciuni. Ce înseamnă a nu stinge? Lăsăm pe Domnul să lasă flacăra Duhului Sfânt. Și în rugăciune Domnul se coboară cu focul Duhului Sfânt și focul acela poate prelucra fiecare vas în parte. Dragii mei, vasele noastre pot să fie din orice metal. Când se coboară acolo în forjă un metal, este prelucrat și Domnul îi dă o formă după voia Lui. Acolo e Duhul Sfânt. Când Domnul Iisus Hristos vrea să curățească un metal, îl trece prin foc. Când Domnul Iisus vrea să-i dea putere ca să alerge, ca să meargă, un suflet merge prin Duhul Sfânt. Așa cum o locomotivă cu abur era alimentată de cu lemne și se producea acolo forța de a merge și cu puterea aceea mergea înainte. Duhul Sfânt trebuie să ne însoțească în rugăciuni. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în cartea Efesenilor, ne arată cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 6, un cuvânt extraordinar de frumos și spune așa: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni, spune în 6:18, și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Dragii mei, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Prin Duhul, și spune cuvântul lui Dumnezeu, în Roman, capitolul 8, să vedem ce rol are Duhul Sfânt la rugăciuni. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. În Romani 8:26 spune așa: și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Spune așa: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Se spune și cel ce cercetează inimile și care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, de multe ori spune cuvântul lui Dumnezeu, nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și totuși astfel Duhul ne ajută când suntem slabi, în slăbiciunile noastre. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește la Tatăl cu suspine negrăite și cere nu orice lucruri, cere lucruri după voia lui Dumnezeu. Că Biblia dacă spune, dacă vom cere ceva după voia Lui, El ne ascultă. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne însoțească, dragii mei, și prin Duhul să fac semne și minuni. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă mergem în cartea lui Iuda, ne arată cuvântul lui Dumnezeu și vreau să citesc și Domnul să ne cerceteze și să lucreze. Cu versetul 20, dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci, dragii mei, trebuie să avem un loc a rugăciunii și ucenicii o cerut Domnului, Doamne, învață-ne cum trebuie să ne rugăm. Dar Domnul avea un loc anumit, i-a învățat pe ucenici, în locul unde trebuie să se roage. Și le-am mai spus un lucru,
în Luca capitolul 18, dacă facem aceste rugăciuni prin Duhul, spune acolo, rugați-vă necurmat și nu vă lăsați. Dragii mei, aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să însoțească grupul acesta, pe toți cei care au intrat în seara aceasta împreună cu noi și rugăciunile noastre să fie făcute după voia lui Dumnezeu, necurmat și numele Domnului Iisus Hristos să fie proslăvit. Doamne, lucrează Tu mare putere. Amin.